Vă dorim o audiție plăcută și fie ca să fie un augur, cum ziceam,
pace și liniște în suflet. Thank you.
să spunem lucrurile de la noi personal, de la Dumnezeu. Deci, din partea organizatorilor, primiți diploma festivalului și cu cele două revestiri editate de Centrul Special pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, revista Reflex, cunosc cu această ocazie redactă în America Presidenția și revista Reteo, revista de Cultură Tradițională. Vă mulțumim, vă dorim multă sănătate și Sfintea Vizor Următor să le petreceți în pace și în Dumnezeu. Venim iarăși la acest festival. După ce am participat în anul acesta la festival de cântece religioase, iată că a venit timpul să vă colindăm și acest cor se află pentru prima oară în această perioadă a Sfintelor Sărbători pentru a vă cânta și a vă cânta sufletele. Din repertoriul din această ediție a festivalului, unui intimist spun, Facultății de Teologie. Vă prezentăm pentru prima dată trei crai de la Răsărit. Urmând cu binecunoscutul colindul Sfântului Andrei, un colind care este specific zonei din Dobrogea, dar pe care copiii l-au acceptat și l-au îndrăgit chiar și cu dragă inimă vă duce și dumneavoastră în colindul acesta. După aceea vom cânta Noapte de Vis și urmând ca pe final să vă prezentăm în surpriză. Așadar, audiția de lucru. Oh.
Alimuții este pe lângă. Trebuia să fiu de la început aici, avem și împreună cu dumneavoastră, dar îmi cer scuze pentru întârziere. Am să continui prezentarea acestui festival de muzică corală, Iosif Vergean, am ajuns la ediția numărul 98, aducând deja în fața dumneavoastră pe cei care se găsesc pregătiți în cântenii, în alții de corală, Carateus Manatul, la Asociația Învățăturilor Mănățeni din Timișoara, dirijați de profesorul Ian Orba. Această corală ne va interpreta 5 cântări. Să-i ascultăm, stimați spectatori, și să le mulțumim pentru efortul făcut de a fi astăzi împreună cu noi aici, la această minunată biserică, Schimbarea la Față, la Festivalul de Muzică Corală Iosif Vergean. Thank you.
este înființat de preasfinția sa Iosif Traian Bădescu, episcopul Caransebeșului în anul 1924. Acest ansamblu s-a desprins din reuniunea de cântări și muzică din Caransebeș cu scopul de a răspunde la Sfânta Liturghie și ori de câte ori va fi nevoie. Cel care a primit însărcinarea de a constitui acest cor este compozitorul Anton Stăvăres, la pupitul corului a fost prezent mai mulți compozitori. Cel care a fost conducătorul corului timp de 21 de ani este profesorul, compozitorul și dirijorul Gheorghe Dobreanu. Ca un omagiu adus corului din altă ținută care a fost, corul a luat numele acestui îndrăgit dirijor din anul 2002. Pe parcursul celor aproape 90 de ani, corul a desfășurat o bogată activitate liturgică și misionară, fiind prezent în centrul manifestărilor culturale și religioase din orașul. Din anul 2002, în cuvântul dirijorat al corului, se află doamna profesoară Maria Ponețe, care îndrumă spre o activitate și o altă ținută la acest colectiv. Repertoriul de astăzi cuprinde cântecele Domnuleț și Domn din Cer de Gheorghe Cucu, Crăciunul de Josquin Baston, Sus în Curtea de Crăciun de Gheorghe Șoiman și Sarai Bună de Crăciun de Nicolae Moldovean. Stimați spectatori, corul Gheorghe Dobreanu al Catedralei Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Caransebeș. Thank you.
acest cod a luat ființă în 27 mai 1991, din inițiativa mai multor membri ai asociației, sub urmarea președintelui Forumului Democrat al Germaniei din Karlsruhe, domnul Erwin Zika. Corul a avut o activitate neîntreruptă de la început până în prezent. A avut mai mulți dirijori, iar în prezent este condus de doamna profesoară Elena.